Toate traseile din Republica Moldova sunt practicabile, cu excepția unui segment de drum din raionul Nisporen, pe care se circulă cu dificultate. Anunțul a fost făcut de șeful Serviciului Operativ al Administrației de Stat a Drumurilor, Sergiu Căpățână. De asemenea, reprezentanții ai primăriei municipiului Chișinău au subliniat că serviciile specializate au intervenit pe parcursul acestei nopți la dezăpezirea căilor de acces și împrăștierea materialului antiderapant, iar în prezent, în capitală, toate drumurile sunt accesibile. Potrivit celor de la situații de urgență, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în urma a 5 accidente rutiere produse pe traseile din raioanele Leova, Dubăsar, Ialoveni, Cahul și Aneninoi. Oamenii legii susțin că pe traseile naționale au intervenit peste 440 de inspectori de patrulare care au fost solicitați în acordarea ajutorului în circa 200 de cazuri. Persoanele care circulă cu anvelope de vară riscă amenzi de la 900 la 1500 de lei. Între timp, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele zile vremea se va menține rece, totodată în unele regiuni ale țării izolat va ninge.